Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Glorie ție, Doamne. În acel timp, Iisus a început să vorbească mulțimii. Adevăr vă spun, nu s-a ridicat între cei născuți din femeie unul mai mare ca Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția cerurilor se cucerește prin forță și doar cei care luptă o cuceresc. Căci toți profeții și legea au prorocit până la Ioan. Iar voi, dacă voiți să știți, el este Ilie, cel care trebuie să vină. Cine are urechi, să audă. Cuvântul Domnului. Lauda ție, Hristoase. Lăudați să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. Acesta este un părinte sfânt. Acestea sunt cuvintele cu care Sfânta Tereza de Avila îl prezenta pe Sfântul Ioan al Crucii, pe care îl celebrăm astăzi. Doi oameni care au contribuit la reforma Ordinului Carmelitan, doi oameni care nu au ajuns la sfințenie într-un mod simplu, ci au avut de parcurs mai mulți pași spre sfințenie. Iar Sfântul Ioan al Crucii, cel sărbătorit astăzi, ne prezintă într-una din cărțile sale calea de a ajunge la unirea cu Dumnezeu. Cel mai greu este primul pas, și anume etapa purgativă. Acolo e greu. Cred că până se trece de acea fază, durează mult. Pentru că în acel moment, în acea fază, omul învață să se descotorosească de atașamentele sale. Atașamente față de ceea ce are, față de bogățiile sale, față de aprecierile celor din jur, față de confirmările celor de lângă el. Și lista acestor atașamente poate continua. Atașamentele față de ideile proprii sau față de anumite lucruri care, nu știu, omul obișnuindu-se cu ele spun că sunt cele mai bune, că așa trebuie să fie, că așa le fac eu. Calea purgativă, apoi calea iluminativă, în care omul într-adevăr începe să-L cunoască pe Dumnezeu, și cea mai importantă cale, calea unitivă, atunci când sufletul se unește cu Dumnezeu și nu mai contează nimic pentru om decât Dumnezeu. Celelalte lucruri sunt auxiliare. Sfântul Ioan al Crucii, începând să dea o formă, începând să facă această reformă în Ordinul Carmelitan, a fost considerat de unii ca fiind excentric. Și el s-a născut în anul 1540, prin anul 1572 a fost închis timp de mai multe luni și acolo a avut foarte mult de suferit. Suferințe fizice, suferințe morale, suferințe care veneau din partea celor care l-au închis, care îl considerau un răzvrătit. Dar el, în această închisoare, în această celulă a închisorii, a reușit să-L cunoască pe Dumnezeu și a scris astfel Noaptea Întunecată, o carte deosebită în care explică drumul său spre Dumnezeu. Iubiți credincioși, noi toți vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, noi toți vrem să ne unim cu Dumnezeu, dar acest lucru nu este tocmai ușor. Cauzele sunt cunoscute.
Suntem prea prinși de lume, suntem prea prinși cu lucrurile care ne acoperă timpul, cu preocupările noastre, care, cum spunea Sfântul Ioan al Crucii, lumea nu este ceva rău, că vine de la Dumnezeu și Dumnezeu locuiește în lume. Nu trebuie făcută această comparație, această scindare a lucrurilor, că lumea este ceva rău și Dumnezeu este deasupra tuturor și doar Dumnezeu crea lumea, nu știu, ca ceva rău. Nu e adevărat lucrul acesta. Ci lumea este bună, dar a ne dezlipi inima de lume este calea cea mai sigură de a ajunge la întâlnirea cu Dumnezeu. Nu se poate și Dumnezeu și lumea. Ori Dumnezeu, ori lumea. Cel care îl are pe Dumnezeu știe să trăiască în lume. Cel care nu îl are pe Dumnezeu crede că totul se limitează la lume. De multe ori auzim această expresie că lumea este rea. O fi lumea rea, o fi și oameni răi, or fi și oameni buni. Dar Sfântul Ioan al Crucii spune așa: acolo unde vei sădi iubire, vei culege iubire. Indiferent în ce loc. Chiar dacă lumea, să spunem așa, după expresia aceasta, este rea, dar dacă tu sădești iubire, uzi iubirea, faci ca iubirea aceea să încolțească și să aducă rod. Iubirea rodește iubire. Iubirea nu rodește niciodată ură. Ce pui, aceea semeni. Să cerem Sfântul Ioan al Crucii să ne ajute ca, îmbrățișând crucea Mântuitorului, să semănăm și noi iubire și să culegem această iubire pentru viața aceasta, dar și pentru viața veșnică. Lăudat să fie Iisus Hristos!